Bună ziua, doamnelor și domnilor! Nu sunt neamțu, sunt tot Flora Ordean, dar nu ne regăsim la emisiunea Interviu cu Flora Ordean, ci la o emisiune pe care mi-o doream de mult să o fac, Retrospectiva Săptămânii. Profitând de faptul că neamțu a avut astăzi probleme legate de formația de teatru și n-a apărut împreună cu colegul Dan Vasiliu, iată că încercăm eu și colega mea Teo Rusu, cunoscut jurnalist romașcan, să facem această retrospectivă a săptămânii, cu atât mai mult cu cât lucrurile atât la nivelul țării cât și în județ cam dau un clocot. Bună ziua și mulțumesc că ai răspuns invitației mele. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor. Teo, nu știu, începând de la București și terminând cu județul Neamț, se pare că se simte faptul că ne apropiem de campania electorală, lucrurile sunt din ce în ce mai agitate și mai greu de înțeles, mocnește o revoltă generală de sus până jos, care nu știu cum se va încheia. Păi vom vedea pe 11 decembrie cum se va încheia. Nu cred că trebuie să așteptăm foarte mult. Lucrurile vor fi mai agitate pe măsură ce se apropie data alegerilor, asta e clar. Pe mine mă uimește și mă îngrijorează efectiv atât ceea ce se întâmplă la București, unde am văzut că scandalul Oprea legat de moartea polițistului Gigină a ajuns la apogeu, parcă de la Colectiv încoace nu s-a mai văzut atâta lume în stradă. Păi nu au mai fost motive într-atât de puternice pentru a mobiliza lumea să iasă în stradă, cum a fost votul din Senat. Și e normal să nu mai fi fost atât de multă lume. E bine că se întâmplă, pentru că e democrație. Normal să ne spunem punctul de vedere față de ceea ce fac oamenii pe care noi îi plătim să fie acolo și să facă legi. Și totuși, iată că la Neamț scandalul acesta nu s-a materializat cu un protest în stradă și chiar discutam înainte de intrarea în emisiune cu Ioan Cănărău, fostul lider al sindicatului polițiștilor, agenților de poliție din Neamț, acum nu mai știu acum cum este se lider de sindicat, la un sindicat cumva paralel, așa, o structură relativ nouă. Era la București, tocmai se pregătea să intre martor într-un proces pe care îl avea colegului de la Moinești sau Onești, cam așa ceva, și l-am întrebat ce se întâmplă și a zis că el personal va participa la protestul de deseară, deci asta înseamnă că deseară vor continua protestele, dar că la Neamț nu au considerat colegii că este oportun să se iasă în stradă. O zis a fost un apel la Piatra Neamț pentru ieșirea aseară în stradă în același timp cu protestele din toată țara. Am înțeles că nu a avut mare succes, urmărind pe Facebook reacțiile celor care au vrut să meargă. E vremea urâtă, este o perioadă în care sunt foarte, foarte multe de făcut, începând de la faptul că e început de școală pentru copii și sunt tot felul de lucruri de pus la cale în familie. Pe de altă parte, în orașele mari e mai ușor să mobilizezi oameni decât în orașe mici, nu pentru că oamenii din orașele mici nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă sau nu sunt interesați, ci pentru că raportul dintre numărul total al populației și al celor care de obicei ies în stradă este cam același peste tot, dar privind exclusiv la numărul de participanți, normal că este mai mic. Acum, hai să nu ne plângem. E cumva firesc să se întâmple așa. Să nu ne plângem că n-a ajuns și la Neamț așa cum poate ne-am fi dorit, cel puțin cei din presă. Scandalul, că avem și noi scandalul nostru pe plan local. Nu e vorba de scandal. Practic, dacă simți nevoia să ieși să protestezi, poți să ieși să protestezi. Dacă nu, poți face din motive diverse, poți să-ți exprimi indignarea într-alt mod, iar unul dintre modurile prin care vei putea face asta va fi pe 11 decembrie când se vor vota listele pentru un nou parlament.
adică nu e de condamnat că nu s-a ieșit în stradă la Piatra Neamț sau la Roman aseară, așa cum s-a ieșit în marile orașe din țară. Sunt orașe care au altfel de au un alt fel de ritm și m-am spus, nu, asta nu înseamnă că oamenii nu se implicați sau că nu interesează. Asta nu înseamnă că nu avem și noi aici la Neamț nemulțumirile noastre și una dintre cele mai mari nemulțumiri pare a fi cea legată de ceea ce se întâmplă la apa serv Neamț. Chiar azi discutam cu președinte, cu directorul general Cătălin Dughir, care îmi spunea că Neamț este o atmosferă explozivă. De altfel, am văzut că și tu ai consemnat că plângerea sa va ajunge la DNA. Hai să analizăm. A ajuns deja la DNA, adică dimineața, actuala conducere a apa servului știe de... Există o plângere la DNA făcută deja. Probabil va mai urma una referitoare la ce s-a întâmplat ieri, dar va fi o altă plângere pe un alt subiect. Dar există în acest moment, înregistrată la Direcția Națională Anticorupție, la Serviciul Teritorial Bacău, o plângere a conducerii companiei județene Apa Serv, în speță a directorului general Cătălin Dughir, împotriva actualei conduceri a Consiliului Județean. Mie îmi spusese azi că tocmai o redactează, tocmai se consultă. Da, v-am spus, vorbim juriștii, despre da. O altă plângere pe un alt subiect. Prima a fost pe oricum, se pare că de data aceasta Cătălin Dughir a avut dreptate. A avut dreptate, a mai avut el și acum două mandate când s-a ciondănit cu culiță târâță și în momentul în care apa serb. În pentru... momentul în care era o discuție în contradictoriu continuă între apa serb și conducerea Consiliului Județean Neamț în mandatul Tărâță. Lui Culiță Tărâță, PSD-ul era de partea lui Cătălin Dughir, îl susținea care și spunea... Care este de și membru. Și nu știu dacă mai este membru, din ce știu și-a dat demisia, dar oricum asta e mai puțin important. Deci atunci PSD-ul era cu Cătălin Dughir, îl susținea și spunea că tot ce se întâmplă la apa servei este bine și că, din potrivă, Consiliul Județean este cel care face rău aceste companii, proiectul european aflat în derulare și implicit nemțenilor. Acum, de când s-a schimbat conducerea Consiliului Județean, observăm că aceeași conducere, aceiași oameni nu mai sunt buni, apa servul nu mai este o companie eficientă și deodată să pună mâna pe conducerea apa serv. Ideea este că eu personal am observat că interesul politic uneori te face să nu mai vezi realitățile economice. Păi, asta e situația și astăzi Cătălin Dughir mi se plângea că da, bine, se teme Cătălin extraordinar. Nu cred că are dreptul să se plângă în condițiile în care el a acceptat tacit un sprijin politic acum câțiva ani și acum se plânge practic de aceiași oameni. Deci nu cred că are dreptul să se plângă. Mai ales că el îmi spunea dimineață că marea lui nedumerire este legată de faptul că actuala conducere a Consiliului Județean, care a revocat Consiliul de Administrație și implicit acesta pe el, nu-și dă seama că această companie n-a fost deloc sprijinită în ultimii ani și dacă îi se poate reproșa ceva din situația economică precară pe care o invocau cei de la Consiliul Județean Neamț... A cui e situația economică precară? Apa servului. Apa servului este chiar pe profit. Este pe profit, dar micuț. Este dar pe profit. Dacă... Nici o altă societatea Consiliului Județean Neamț nu este pe profit, doar apa servi este pe profit. Deci nu vorbim de o gestionare proastă a banilor. Poate vorbim de o gestionare proastă a banilor în sensul că da, putea fi un profit mai mare care să fie reinvestit dacă și mai departe. Dacă nu se duceau în indemnizații nesimțite dacă de care dumneavoastră, să discutăm. Și dumneavoastră știți foarte bine, eu subiectul cu apa servi urmăresc de mulți ani. Și am eu scris la fel. Și eu la despre fel. Toate lucrurile astea, inclusiv întrebând pe la ministere, pentru că de multe ori comunicările din teritoriu sunt parțial, adică sunt niște sau numai atunci când parțiale. Au interesul. Sau evident, numai atunci, evident, când, atunci când au interesul, da? Și am spus de fiecare dată că sunt lucruri care puteau fi făcute mult mai bine la apa serv, inclusiv sub mandatul lui Dughir, și i-am spus inclusiv domnului Dughir acest și lucru. Și eu i-am reproșat așa. Într-o anumită emisiune, el se plânge că a scăzut volumul ca de apă ca să nu mai zic
faptul că el a angajat poate cei mai proști oameni, nu proști, ca în imagine sensul, de, mă refer sensul cei mai nepricepuți, ca să nu... În comunicare. În comunicare. Deci, comunicarea la APA SERV a fost sublimă, dar lipsit cu desăvârșire. Aici e o poveste întreagă. Eu m-am luptat cu domnul Dughier, care... Și aici dumneavoastră nu are nicio scuză, pentru că i s-a atras atenția de foarte mulți ani. Din totdeauna vi s-a spus, domnule Dughier, aveți o problemă de comunicare care se transpune într-o problemă de imagine a companiei față de nemțeni și nu a luat în calcul aceste solicitări pe care le-a primit de-a lungul timpului, numai de la o singură persoană. De la noi, de la presă. De la hai să povestesc. Eu i-am explicat domnului Dughier, primeam într-adevăr toate acele comunicate a lor, dar i-am spus, domnule, specificul nostru de televiziune presupune ca să ne dați în format audio aceeași informație. Nu îți spun că la fiecare comunicat pe care îl primeam, trebuia să-l sun pe domnul Dughier, să mă rog ca pe banii unei companii private să-i facem imaginea pasierului. Aici am avut un război și în sfârșit am reușit după o vreme. Mă rog, astea sunt chestii interne. Ideea este că, din punct de vedere a comunicării, a avut o problemă, oare de mulți ani, i s-a spus că are o problemă, el n-a rezolvat-o. Punct. Asta îi se poate imputa oricând. Din punctul meu de vedere, cel puțin, eu cred că aici este una din marile probleme, pentru că impresia nemțenilor este că acolo la pasier se întâmplă numai lucruri rele, ori nu este chiar așa. Se cam întâmplă. Nu este chiar așa, dar totuși se întâmplă. Și am să-ți dau un exemplu până ajunge la acele indemnizații nesimțite de care domnul Dughier a început acum să vorbească și ni le-a spus că se ridică, iar noi ne-am obosit. În mai de 150.000 de euro care s-au plătit pe indemnizațiile agamanilor și ale CEA-ului. 900 de milioane găsite de Curtea de Corturi și imputate. Probabil că cei 90.000 de lei sunt imputați ca fiind bani acordați fără o bază legală, în sensul că ședințele au fost făcute doar de dragul de a se întruni, de a semna un proces verbal pentru a primi indemnizație. Suma evident este mult mai mare pe care au primit-o, mulțiți 150.000 de euro cu vreo 400 de, cu vreo 4, da? Cam raportul de 1 la 4 lei euro și este vreo 600.000 de lei dați în 4 ani de zile agamanilor și membrilor Consiliului de Administrație. Eu l-am întrebat pe domnul Dughier dimineață dacă recenta ordonanță de guvern pe care a dat-o guvernul Cioru și nu s-a aplicat și mi-a zis se va aplica, păi da, dar trebuie aplicată amutătorul oficial și mai departe. Deci nu. Dar în același timp îmi spunea că nu mai departe decât luna trecută și luna asta, domnii membri în AGA au încasat aceste indemnizații nesimțite. Dar nu, stați un pic, că indemnizațiile, bine, și termenul ăsta indemnizație nesimțită e cumva așa cum, sunt niște indemnizații care nu reflectă munca lor. Da, care nu reflectă munca lor. Faptul că ei și-au luat luna trecută niște bani și luna aceasta și i-au luat în mod legal, dacă nu se ajunge iarăși la concluzia că ședințele au fost inutile. Pentru că acea prevedere, acel act normativ adoptat în ședința de guvern nu a intrat încă în vigoare și e normal ca până la intrarea în vigoare a noului act normativ să se aplice vechea regulă. Domnul Dughier spunea că, de fapt, această decizie pe care a luat-o conducerea Consiliului Județean, cu totul și cu totul neașteptat, spunea dumnealui, așa, a pornit tocmai de la faptul că agamanii au fost nemulțumiți de faptul că, în virtutea actului de control al Curții de Conturi, li s-au făcut popriri pentru recuperarea acestor sume. Asta am explicat dimineață. Păi și noi, dacă avem o datorie la fisc, ni se oprește blochează salariul, toate conturile și trebuie să plătim datoria și asta e. Dacă a venit statul și a zis că asta e o sumă ce trebuie recuperată, și uite că lor nu le convine. Aș vrea un pic, am scos aici un articol semnat de colegul nostru Cezar Filip de la Monitorul de Neamț, prin care a prezentat cine și cum a luat aceste indemnizații. Te-aș ruga pe tine că ai ochișorii mai buni decât ai mei. Deci conform a ceea ce spune Curtea de Conturi. Așa, care ar fi cine și cum a luat indemnizații, că sunt acolo și romașcani de-ai noștri care au beneficiat de... Și de asta se și explică această bătălie pentru un loc de agaman. Sumele acestea
au fost luate pe parcursul anilor, deci vorbim de un control care cuprinde, cred că, ultimii 3-4 ani, din ce am văzut eu, pentru că vorbim de sume care sunt destul de mari, undeva la 2500 de lei pe ședință, ori sumele astea nu se mai dau în momentul actual, ele s-au dat conform cândva. Conform hotărârii de guvern. Nu, eu vorbesc de faptul că nici acum, din martie, s-a făcut o schimbare de indemnizație la APASERV după o presiune a presei mediatică, și dat fiind faptul că veneau alegerile locale, s-a diminuat prin ședința consiliului. Eram amândouă la ședința aia când s-a decis. Raportul Curții de Conturi vine și evident și se uită la ce s-a întâmplat în urmă și atunci vorbim de indemnizații care s-au luat în ultimii, nu știu, 2-3-4 ani, ceva de genul acesta. O ședință de tipul acesta era plătită cu 2500, cam pe acolo. Și atunci sucrez că impropriu se le numim nesimțite, când eu, după 40 de ani de învățământ, am doar 10 milioane de lei pe lună. Eu zic că putem să folosim niște apelative mai deștepte decât ale lor. Asta era ideea. Sunt agamani care vor trebui să dea înapoi quantumul a maxim a 3 ședințe, iar agamani care au participat la una sau la două. Deci, hai maxim trei. Maxim trei și nu o să mai citesc. Câțiva, dar nu se știe dacă îi vor da, pentru că și ei au dreptul la contestație. Da, în general, rapoartele Curții de Conturi nu prea pică în instanță. Dan Vasile Constantin, o ședință, Vasile Murariu, trei ședințe, Bogdan 1, trei ședințe. La trei ședințe trebuie să dea înapoi 7557 de lei. Mircea Pintilie, tot trei ședințe, Ciprian Șerban de asemenea, Fecic Florin, trei ședințe, Claudiu Constantin Stafie de asemenea, trei ședințe. Vasiliu Moise, acum liberal, atunci un EPR, de asemenea 7557 de lei de dat înapoi statului român. Adriana Smarandei, trei ședințe. Ionuț Sorin Lupu, două ședințe, Radu Tudorel, trei ședințe, Florin Andronache, Cezar Cernăut, Neculae Iftode, Vasile Nica, Neculae Poșcașu și reprezentanții primăriei Piatra Neamț și Alexandru cel Bun. Prin urmare, suma pe care trebuie să o înapoieze statului român este între 2500 și 7557 de lei în funcție de numărul de ședințe inutile la care au participat. Dar zi-mi un pic, de ce spui statului român? Nu intră în bugetul companiei dacă se recuperează? Nu știu, vom vedea, dar până la urmă compania asta este o companie care aparține de o instituție publică, da? Da, Consiliul adică Județean, da. Consiliul nu vorbim de o companie care județean. S-a făcut pe bani privați, da? Este o companie care aparține de o entitate... Întrebarea care persistă aici este cea pe care ai pus-o tu la început. De ce domnul Ionel Arsene, președintele ales al Consiliului Județean, a întors oarecum foaia și și-a schimbat atitudinea față de APASERV, companie de care domnul Dughel spunea că tot timpul a fost copilul nimănui, pentru că această companie ar fi putut avea o situație cu mult mai bună din punct de vedere financiar dacă vechea conducere a Consiliului Județean, și aici ne referim la Tărâț Arsene, care i-a urmat și poate chiar din vremea lui Pluteanu, ar fi făcut ceea ce s-a făcut la nivelul întregii țări cu aceste companii, adică ar fi contribuit cu cotă de cofinanțare la acest proiect de modernizare a serviciilor de apă și canalizare în Neamț. Ori acest lucru nu s-a întâmplat la Neamț. Nu s-a întâmplat și nu s-a întâmplat pe vremea domnului Pluteanu, da? Pentru că vorbim de un proiect care atunci a fost... Da, și după aia am trecut la Tăruțe și... A fost, da, dar nu, în momentul în care faci un proiect, îl trimiți la Bruxelles și ți se aprobă, atunci trebuie să decizi. După aia nu se mai pot schimba condițiile așa cum vrei tu, că nu ne jucăm cu genul ăsta de proiecte. Marea temere a domnului Arsenie sunt tocmai aceste proiecte europene. A domnului Arsenie sau a domnului Dughel? A domnului Dughel, scuză-mă. Chiar dimineață și arătam îngrijorarea. Păi nu știu de ce se teme atât de mult. Pentru că spunea că în condițiile în care există acest scandal unic la nivelul țării, spunea dumnealui, deci
Zis că nu s-a mai pomenit în istoria companiilor din România ca această conducere să fie revocată și dumnealui are contract de management până în 2018, oricum se duce în tribunal cu asta, ne mai tărâim. Bine, dar pe de altă parte trebuie să amintim faptul că, spre exemplu, există niște salariați care au câștigat procese împotriva companiei PASEV, nu-s puțini, sunt peste 100 la număr, pentru acei salariați s-a ajuns inclusiv la executare silită, fiind că aceeași companie nu a vrut să găsească o cale de mijloc pentru a plăti sumele câștigate în instanță de salariați. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe. Acum, domnul Dughir, normal că spune că îi pare rău și există presiune politică. Presiunea politică a existat întotdeauna. Mai mare, mai mică, asta e o altă discuție. Dar întotdeauna există presiune politică și chestia asta cu unic la nivel de țară. Poate că în alte județe există presiune politică mai mică. Din păcate, faptul că o firmă care a lucrat la Roma, la stația de epurare, este acum cercetată de DNA și, dacă nu mă înșel, chiar s-a făcut și trimiterea în judecată pentru un proiect similar care s-a derulat în Prahova, arată că lucrurile nu sunt diferite. Da. Și deci, chiar nu sunt diferite mai, foarte mai mult. Mai este o problemă apropo de falia care se accentuează între Roman și Piatra Neamț. Eu fac parte dintr-un comitet al unei asociații de locatari de la Roman și m-am întâlnit cu președintele, de altfel și la ultima noastră ședință s-a pus această problemă. O altă greșeală a companiei de la Piatra, din dorința aceasta de a face un soi de economie pe chestiuni de organigramă, au desființat de la Roman serviciul acela de intervenții la PASERV și la asociația noastră. Săptămâna asta a avut loc o avarie la o conductă de apă și avaria s-a petrecut la sfârșitul săptămâna trecută, vinerea trecută, și până a dat, a spus, noroc că președintele nostru a lucrat la APASER și a putut acționa mai repede, rugându-i pe cei de la echipa de intervenții, pentru că acum trebuie să dai telefon, îți răspunde robotul acela, e sâmbătă, e duminică, nu-i program la APASER, te lasă până luni, subsolul se umplea de apă și a găsit o portiță, ceea ce a spus, domnule, nu-i normal, și chiar ne ruga să ridicăm problema în conferința de presă de la Roman. Deci, în cele câteva ore s-au umplut subsolul de apă. Bine, dar nu trebuie în conferința de presă de la Roma să vorbești despre o problemă a unei companii județene, care are o conducere proprie și o personalitate juridică proprie. Noi ne-am învățat, ne ducem la primărie ca la moșa comunală. Da. Acum știu că îl citesc pe Leoreanu, dar asta e. Deci chiar problema spaserului cu Dughir trebuie discutată. Da? Așa, ne-a desființat Da, știu, au fost organizări care nu întotdeauna au fost eficiente. Corect, așa este, așa. Dar fosta, tot pe domnul Dughir trebuie să-l întrebăm de fosta contabilă care răspundea de problemele asociațiilor, tot așa, ne rugam, apropo de comunicarea de care vorbeai, ne rugam, aveau nevoie, nu se plăteau întreținere la diversele asociații ca să-ți dea o informație, doamna Tamaș, trebuia să faci un e-mail scris, să-l trimiți la companie, să-i aprobe, dura vreo 3 zile, timp în care situația nu chiar mai era aceeași. Deci, ceea ce spuneai tu, problema de comunicare, plus faptul că zona este tot transformată și tot transformată, a rămas, nu mai este nici secție, nu mai știu, mi se pare că e punct de lucru acum. Nici o altă zonă din județ nu mai este secție. Deci asta tot din dorința asta de a... Au mai scăzut niște cheltuieli cu niște salarii pe acolo și... Dar mai bine le scădeau de la Agamani. Da, nu APASERV-ul decide că dă la Agamani. Consiliul Județean decide că dă la Agamani. Prin urmare, APASERV-ul nu avea posibilitatea să scadă indemnizațiile agamanilor. Nu era legal. Mirarea domnului Dughir dimineață era aceea cum un jurist, un economist de talia lui Pușcașu, care e cu state vechi și chiar știe ce înseamnă meserie, a putut accepta această decizie de revocare a Consiliului de Administrație în Consiliul Județean și n-a avut coloană vertebrală să spună nu-i, în primul rând, pentru nu-i asta legal, nu-i bine. Legată de revocare, trebuie să o rezolve un jurist, nu un economist.
Deci domnul Pușcașu este economist. Păi, da, da, deci, Consiliul Județean ar fi trebuit să spună în Consiliul Județean. Acolo e o chestiune... domnule, nu este de natură, de competența mea, nu mă trimite pe mine să revoc Consiliul de Administrație. Atâta timp cât hotărârea aceea de Consiliul Județean nu a fost atacată de prefectură, nu s-a considerat că ar fi nelegală. Faptul că el a fost desemnat... Vom vedea, dar nu, m-am mirat și poziția liberalilor, care de regulă în ultima vreme erau destul de vocali, destul de... nu i-am văzut să se ia de gât. Nu știu, poate s-o să ocupați cu altceva, habar n-am. Eu știu că ei n-au participat la votul pe acea proiect. Și eu știu asta, dar tocmai mi se pare că nu e suficient atitudinea asta. Că... Bine, dar n-a spus nimeni că la PNL se excelează în comunicare. Deci nu e APASER singura entitate care are probleme de comunicare. În serios. Zici că războiul acesta cu APASER va fi de lungă durată. Da, va fi de lungă durată până se va înțelege că, din punct de vedere al bunăstării și al binelui cetățeanului, trebuie să lăsăm și să separăm lucrurile. APA să nu fie nici de culoare roșie, nici galben, nici portocalie, cum a tot fost în ultimii ani. Dar nu se va înțelege curând, din păcate, și riscăm să pierdem niște bani europeni pe care am putea să-i atragem în exercițiul ăsta. Pe domeniul pierderilor, apropo de domeniul pierderilor, hai să ne ducem la o altă situație care ne afectează pe noi direct, romașcanii. Vorbim de aparatul de radiologie. Ai văzut că nu este conferință de presă la care noi participăm, să nu-i întrebăm pe ce, domnule, ce ați mai făcut? Cel puțin pe mine personal, chiar mă afectează lucrul acesta, pentru că, din punct de vedere al sănătății, eu am nevoie de radiografii periodice. Ori aparatul acela de radiologie, acum, nu mai este... nu mai corespunde tehnic, adică și medicii sunt iradiați și noi pacienții suntem iradiați. Bine, și atunci, în condițiile în care... Câteva zeci de mii de persoane au nevoie de aparatul ăsta. Acu 2 ani, deci din bugetul Consiliului Județean, au plecat spre Spitalul Județean 55 de miliarde de lei pentru achiziționarea acelui tomograf care acum este stricat. Ce se întâmplă cu noi? Ai cui? Suntem copiii nimănui? Suntem noi vinovați romașcanii că l-am votat pe Leoreanu și nu am votat pe domnul Oprea? Poate atunci am fi primit și atunci se pare a se materializa amenințarea din timpul campaniei domnului Arsenie, care a spus că primăriile cu primar liberal nu vor vedea un șfanț. Și iată că se cam adeverește. Bine, nu l-am auzit persoane spunând acest lucru. Aparatul de radiologie o să fie o interesantă temă de campanie electorală, care va fi exploatată de fiecare partid în parte. Aici PNL are o șansă în plus, pentru că ei se simt cei văduviți. Iarăși revenim la discuțiile despre a lăsa lucrurile să meargă indiferent de ce culoare politică avem. Mai este și o chestiune obiectivă pe care trebuie să o spunem, și anume că în ceea ce privește rectificarea, aceea rectificare... Da, nu a venit niciun leu. Nu a venit. Practic, toate lucrurile care se fac, se fac dintr-un buget care există, care nu s-a modificat, și se ia de acolo și se pune dincolo. Păi da, nu mai era mai corect să se ia de la zilele acestea al comunilor. Știi câte au primit comunile PSD-iste? Câte 150 de milioane de lei bani de la Consiliul Județean. 15.000 ca să... Da. Dar nu se rezolvă problema la păi Roman cu 15.000 de lei. Păi la jumătate de miliard. Păi da, de la 15.000 și până la 482.000 da, dacă înmulțim 15.000 cu câte comune sunt, da, care au primit... Hai să fim corecți până la capăt, că de-a lungul timpului ca fiecare comună a primit bani pentru genul acesta de manifestări. De nu... aducătoare de voturi și... Doamne, ce s-au mai zbânțuit prin iujurile alea, prin sarmalele. Și liberalii se duc la zilele comunelor. Adică manifestările acestea se fac, indiferent de culoarea politică, uneori ai mai mult noroc și primești mai multă susținere de la județ, alteori nu. Problema cu aparatul de radiologie nu este faptul că nu s-au dat banii până acum. Problema cu aparatul de radiologie este faptul că nu se înțeleg. Pentru că, într-adevăr, se poate spune, da, domnule, uite, nu am primit bani de rectificare și toată lumea este de acord cu acest lucru pentru că este o realitate.
Dar haideți să găsim soluții împreună. Păi împreună ce înseamnă? Aici soluția a dat cu Leonarda Chiriloi, știu că ai fost la ultima conferință de presă, da? Și ai văzut ce spunea Leonarda Chiriloi. Domnule, nouă ne trebuie doar o hotărâre de Consiliul Județean care se consemneze acum, la sfârșitul lunii septembrie, că această entitate, acest buget al județului își asumă această cheltuială. Firma care ne-a livrat vine și ne instalează aparatul pe baza acelei hotărâri și banii nu trebuie dați imediat. Pot fi programați în bugetul din 2017 să fie, dar vorba ta aici și deși aici, domnul Arsenie mi-a că promis firmele... că vine la Roman și uite că n-a ajuns la spital. Să promitem că dăm niște bani și să-i dăm cândva, nu funcționează la firmele mari, pentru că Da, totuși așa era contractul, ne-a explicat doamna Chiriloae, e clar că așa a fost contractul prevăzut, că... Acolo trebuia să se spună, într-adevăr, trebuia o hotărâre de genul acesta, dar bănuiesc că, v-am spus, problema nu este că nu sunt bani acum, problema este că nu s-au înțeles, pentru că se puteau face alte lucruri, gen poate primăria Roman putea să acopere suma. Păi, tocmai asta ne-a explicat, ții Consiliul minte Județean la de presă. Să zică, ok, bine, nu-ți mai finanțez cei 482.000 de lei pentru aparatul de radiologie, dar uite, hai că-ți dau 400.000 de lei pentru alte investiții de interes județean. Deci problema nu este că nu sunt bani acum, problema este că nu se înțeleg și că a spus clar Ionel Arsene într-o apariție publică, eu la consider că la care eu i-am pus întrebarea asta. Consiliul, instituția Consiliului Județean și-a îndeplinit obligațiile față de Roma. Eu nu consider fiind același într-o lucru ca eroare, jurnalist, ca jurnalist pentru că... Pentru că predecesorii lui, doamna Arcan, este tot din PSD și practic putea foarte simplu să întrebe și despre ce vorba în ecuație. Și doamna Noliu, a cărui proiect a fost acesta. Constantin Iacoban a fost pe acel scaun de președinte al CJ Neamț tot ca urmare a sprijinului PSD. Amândoi sunt extrem de disponibili și extrem de comunicativi, când atât Iacoban cât și Emilia Arcan putea să întrebe și să vadă exact care e situația cu această investiție. Dar e mai bine, probabil, să fii în atenția presei mereu cu câte ceva decât să faci lucrurile să funcționeze. Iar ceea ce mă nemulțumește pe mine ca și jurnalist, deci până la această, apropo de comunicare și de lucrul acesta, până la președintele Arsene, noi, jurnaliști din presa nemțeană, oricând sunam pe președinte, își făcea timp să ne răspundă la telefon. Eu, la conferința de presă, chiar l-am întrebat pe domnul Arsene de ce nu ne mai răspunde ca înainte, când era deputat, la orice oră îl sunai sau când ieșea din ședințe sau îți... Deodată domnul Arsene nu mai este abordat, mai ales de o anumită parte a presei care îi se pare dumnealui că ar ține într-un fel cu cei din Bolivar. Noi jurnaliștii nu avem nicio treabă. Și chiar dacă am fi la Statele Unite am putea să fim. Dom'le, sunt jurnaliști care sunt mai critici. Eu sunt una dintre persoane mai critice și știți foarte bine că inclusiv când PNL-ul a avut o problemă am spus-o deschis. Absolut, absolut. Chiar și... dacă după aia am început să primesc telefoane că de ce am spus asta. Păi exact așa mi s-a întâmplat mie la ultima conferință. Era chiar conferința aceea de presă. Mi se pare că tu n-ai fost la aia, conferința de presă în care ieșise domnul Ionel Arsenic cu povestea că sunt jurnaliști care șantajează. Și apropo de asta să discutăm cum este și cu șantajul acesta și a sugerat faptul că eu sunt pusă de primarul de la Roman să mă lupt pentru acest aparat de radiologie. I-am spus-o și atunci, o repet și acum, conștiința mea de jurnalist și mai degrabă aș spune mai mult cea de pacient. Pentru că la un moment dat mă gândeam, Doamne, ce-ar fi ca împreună cu acea asociație de pacienți care se propune a fi înființată de la Roman, așa cum ne-am luptat atunci pentru Biblioteca Municipală, să declanșăm o strângere de semnături, să-i solicităm domnului Ionel Arsenie să ne dea dreptul nostru de nemțeni.
Nu știu, eu aici cred că sunt ușor subiectivă și ți-am explicat și de ce, poate din motive da, de sănătate. Dar aici vorbim totuși de o unitate spitalicească care este unitatea spitalicească la care apelează vreo 200.000 de oameni. Deci... Dar nu mai mult de atât. Avem 200.000 din comune, avem Roman cu 45, deci, dar avem și cele comunele din județele Bacău. O lăsăm la 200.000, adică vorbim totuși de 200.000 de oameni care ar putea să apeleze la plus accidentele care vin atenție. Și tot ce se întâmplă pe 15 de N15 de... Deci, cum să zic... noi ne facem treaba ca jurnaliști, da? Noi am făcut presiune, am scris, la un la moment dat... am făcut și cu ambulanța și tot te ia de degeaba. Cu ambulanța e o discuție mai lungă, aș prefera să o purtăm cu o altă ocazie, pentru că acolo există cel puțin o instituție care nu și-a făcut treaba și din cauza asta s-a ajuns la situația respectivă. Dar e un alt subiect, îl discutăm cu o altă ocazie. Vorbim de instituția spitalului? Care... Nu. Deci, acum sau nu mă pronunț. Eu nu mă pronunț. Acum am spus că va fi o altă discuție și... Da. Știți foarte bine că pentru când documentez un subiect, da. Ministerul care e greu de accesat, nu, ministerul nu este greu de accesat, trebuie doar să vrei să faci asta. Vă spun sincer. Da. Pentru că eu am ajuns la minister. Dacă eu am ajuns la minister ca un om simplu, înseamnă că se poate ajunge la minister mult mai ușor. Un om simplu ca un jurnalist, pentru că se chiar poate face asta mult mai ușor ca reprezentant al instituției. Bun. Revenind. Dacă noi n-am făcut treaba și nu o facem în continuare, nu știu, sunt unii care zic că nu ne-ați ajutat așa de mult. Bine, poate nu știu ce ar fi vrut să rezolvăm noi problema locurilor, habar n-am. Ideea este că trebuie și cetățenii care consumă presă mai mult sau mai puțin, dar care locuiesc în acest oraș și care locuiesc în zonele arondate și care ajung la spital să se informeze cât de cât. Noi degeaba spunem lucrurile astea dacă te duci pe stradă și pe unul îl interesează. Eu n-ar zice, să știi că lumea nu, a fost foarte receptivă făcut la chestia cu aparatul. Eu nu spun și că, dacă domnul, eu nu spun că oamenii sunt sau nu interesați. Eu spun cum ar trebui ca și cetățenii la rândul lor să ne sprijine pe noi jurnaliștii în demersurile pe care le facem. Pentru că faptul că vine un aparat de radiologie la Roman pe mine poate mă ajută, nu știu, anul viitor, peste 5 ani, habar n-am. Poate nu o să mă ajute numai, nici peste 10. Nu corespunde. Eu mă refer pe mine că... mă ajută acum. Pe dumneavoastră vă acum. Pe mine nu mă ajută acum. Da. Dar eu, ca jurnalist, asta trebuie să fac, nu să militez pentru ca lucrurile să meargă în direcția cea bună. Ori a ține acolo un aparat care costă cât costă, învenit în plastic. Și au început deja, da, și au început deja să curcă penalitățile. E clar că nu folosește nimănui, ci din potrivă creează mari de servicii. Spun doar că și cetățenii ar trebui să fie să aproape de noi. Totuși că domnul Arsenie își va face timp și va veni la Roman așa cum ne-a promis. Și să vedem. Haide acum să trecem la cele două mari formațiuni politice. De fapt, cred că am putea discuta chiar și de cele partidulețele mai micuți acum. Ce se întâmplă în PSD? Sursele mele de informații mi-au spus că mâine domnul Arsenie va veni la Roman. Deci azi e vineri, mâine sâmbătă se va întâlni. Uitați că vine domnul Arsenie la Roman, cum v-a promis. Vine la Roman, cum ne-a promis, dar vine la partidul domniei sale, iar n-a noi... N-a spus unde, a spus că vine la Roman, nu? Nu v-a promis că vine la Roman? N-a spus unde anume. Se va întâlni cu președinții organizațiilor de PSD. Mocnește aici o situație conflictuală, asta o știm tot noi jurnaliștii pe surse, pentru că se pare că se dorește ca toate oalele sparte de la alegerile locale să se verse, sau toate lăturile de la alegeri locale se verse în capul lui Manoliu. Ori se pare că Manoliu nu este omul care să merită acest lucru. Omul acesta a muncit, a ținut strâns organizația. Din punctul meu de vedere, alta a fost greșeala domniei sale. Bun, eu ce să zic? Să vedem cum se confirmă. Știți cum e cu... e bine ca jurnalist să știi tot ce spun sursele, dar pe de altă parte chiar nu am niciun interes acum să mă interesez foarte mult de soarta PSD-ului. Da, așa ca și jurnaliști, sunt două mari partide care dacă merg ele bine, merg și lucrurile mai bine în cred Roman. Cred că trebuie să-mi fac eu griji de
soarta PSD-ului, ci membrii PSD trebuie să-și facă griji de soarta partidului în care se află. Spuneau acestea, dacă cumva se confirmă o anumită idee că președintele Arsenie vrea să încurajeze venirea în fruntea organizației PSD Oanei Bulai, organizația va fi pulverizată. Îmi spuneau sursele mele, apropo de surse și de... Nu știu de ce s-ar pulveriza, pentru că oamenii aceia care ar putea pleca sunt acum, la acest moment, colegi de partid cu Oana Bulai. Punct. Unul a și plecat deja, e vorba de liderul de la Tineret, care a plecat așa acum în condițiile care a plecat. Nu știu dacă a plecat el sau a fost forțat să plece. A fost forțat să plece, mai corect. Deci, prin urmare, nu cred că este relevantă plecarea lui Alexandru Rotaru, pentru că n-a plecat din propria voință. De asta spun că nu este relevantă în această discuție. Să ne trecem și la cea de-a doua mare formațiune. De fapt, cred că o să discutăm și despre PRU. Ce părere ai de intenția primarului Leoreanu de a candida la parlamentare, lucru care, în opinia mea, ne mulțumește ușor electoratul, care și l-a dorit un al treilea mandat, așa cum a promis, în fruntea primăriei și nici de cum nu prea îl interesează să fie din nou alegeri anticipate, pentru că pe interimat se merge maxim 6 luni, după aia iar organizează alegeri, alți bani, altă distracție. Dar nici nu poți să interzici omului să candideze. Adică dacă el va dori să facă pasul acesta, se va face un calcul la nivel politic care va arăta faptul că, iată, e mai bine să candideze și să fie probabil primul pe listă, că mă gândesc că asta țintește Laurențiu Leoreanu, asta se va întâmpla, indiferent de ce. Știți că eu am fost prima care l-am întrebat ce s-a întâmplat de câteva luni de azi spuneau, tot sursele mele îmi spuneau că aici va fi iarăși un război intern, pentru că țapul are foarte multe legături la vârful partidului, pe latura Blaga, dar să vedem ce se va întâmpla cu Blaga. Dar stați o secundă, că dacă cel puțin, mă rog, declarațiile liderilor PNL se vor aplica realmente în teritoriu, ar trebui să ne mai uităm și la rezultate, nu? Și să conteze rezultatele de la locale. Da, nu mă refer la rezultatele de la alegerile locale, procente și mai departe, nu. Eu vreau să întreb așa, dintre acești parlamentari care încă sunt pe funcție și ne reprezintă teoretic în județul Neamț, cine ce a făcut pentru județul Neamț? Adică inclusiv domnul Țapu. Știți ceva ce a făcut pentru județul Neamț? Că eu nu știu. Bun, acum, dacă îl întreb pe domnul Chelaru, știi ce ne răspunde? Că rolul Domnul Chelaru a votat pentru ca Oprea să rămână senator, da, să blocheze dosare. Mulțumim și domnului Bumbu, apropo, că și dumnealui a votat la fel, adică... Și domnului Cadar, care, apropo... Nu știu domnul Cadar, că nu l-am văzut pe listă, dar... Într-o săptămână... Domnul Cadar, oricum, nu știu, serios, adică domnul Cadar, în afara faptului că a avut un accident în timpul mandatului, un accident rutier și toată lumea era îngrijorată dacă mai trăiește sau nu, pentru că, din păcate, asta era starea de sănătate la acel moment, adică nu spun cu cinism, dar chiar a avut o stare de sănătate precară și accidentul ia crea niște complicații. Deci, ce a făcut în mandat domnul Cadar? Că, din punct de vedere al reprezentării, dar eu am discutat ieri dimineață cu Bogdan Diaconu și l-am întrebat care este situația domnului Cadar și a spus că adeziunea domnului Cadar se găsește la București, că el nu știe să se fi răzgândit, că domnul Cadar a acceptat să participe la proiectul politic al PRU. Între timp am discutat din nou cu domnul Cadar, l-am avut de altfel prezent și în emisiune, asta, și dumnealui mi-a spus că trecerea sa la PRU a fost condiționată de trecerea lui Ponta. Cum a căzut trecerea lui Ponta, dumnealui rămâne independent și probabil în afara Parlamentului din toamnă, că bănesc, nu știu unde. Dar și credeți că dacă ar fi fost la PRU, ar fi intrat în Parlament?
Nu știu ce se întâmplă, că am înțeles că nici relațiile lui cu Sorin Cazan nu sunt extraordinare, deși eu aici l-am întrebat pe domnul Bogdan Diaconu dacă este nemulțumit de ce a făcut Sorin Cazan la Neamț, pentru că a fost marea dezamăgire. El pornise chiar cu un avânt așa serios și se părea a fi, dar rezultatele... Domnul Cazan s-a supărat foarte tare pe mine după alegerile locale, pentru că am scris despre rezultatul alegerilor, cât de periculos, cel puțin la român, cât de periculos este rezultatul acesta pentru ce urmează. Am scris și despre faptul că unii politicieni nu prea au învățat nimic din experiențe anterioare în așa fel încât să aibă succes la alegerile locale. Și a fost unul dintre cei vizați. Da, nu, pur și simplu, nu pentru că am ceva cu persoana dumnealui. Foarte agresiv a fost pentru, în campanie. Ci pentru faptul că el chiar... Și dacă nu mă știu, chiar într-o emisiune la tine... A avut o stare de agresivitate așa, inexplicabilă pentru un politician, la adresa... În a lui asta a fost strategia pe care a abordat-o. Ce putem noi să facem? Să ne ducem acolo să fim consilieri? Domnul Diaconu spunea că e mulțumit de rezultatele sale politice, că s-a zbătut extraordinar și că va rămâne președinte la Neamț. Apropo, acum e prin Tenerife, domnul Cazan. Bravo lui, atâta timp cât se duce din bani cinstiți, foarte bine. Nu merită și el un concediu? Da, sigur că da. Dar nu cred că PRU va prinde și eu sper că... Adică aici poate sunt, o să credeți că poate am ceva cu cineva, dar din păcate la ce se întâmplă la nivel european acum, nu ne raportăm numai la bucățica noastră, pentru că nu mai putem să facem asta. Având în vedere ce se întâmplă acum la nivel european, parte din ideologia PRU este periculoasă. Categoric. Și, deși ei nu recunosc că ar fi partid naționalist, ei zic... Dar nu e vorba de naționalism simplu, e vorba de asta am spus, parte din ideologia PRU este periculoasă. Și aici ar trebui să fim atenți. Când votăm... Eu nu cred că va avea mai mare succes decât a avut la locale. Eu așa sper. Întoarcerea la liste este un beneficiu pentru partide sau... Pentru partide categoric. Uite că eșecul uninominalelor... Păi da, uninominalele, gândiți-vă că au fost făcute de Tăricianu ca o struță cămilă, tocmai ca să aibă acces și succes cine trebuie. Că logic de acolo, gândiți-vă la colegiul 4, Roman Ion Creangă. Avem o comună între Roman și Ion Creangă care se numește Horia și care e în alt colegiu. De ce? A fost făcut așa cu bine, cu acolo cod. liberale. Păi acolo liberale și după aceea dacă nu mă înșel, vinovată e Ursărescu. Nu e vinovat Ursărescu, că nu Ursărescu. Bine, la conducere el a militat pentru, apropo de... S-a gândit el că ar fi avantajos. Dar după aceea și-a luat țeapă, știți? Care va fi istorie, Ursărescu. Da, pe barba lui ce să-i facem? Da, și acolo ai văzut că a tras-o că nici n-a putea să obțină beneficiile, cum ar spune doamna Căveșii. Da, cum să zic, asta depinde de capacitatea fiecăruia în parte de a face anumite lucruri. Nici, nu știu, nu există decât o sentință pe fond. Așteptăm să se judece recursul la ICCJ și vedem despre ce e vorba, dacă... Ce să mai discutăm noi acum despre asta, situația din sănătate, lipsa vaccinurilor. Discutam dimineață cu doctorița Bica, am vrut să mă informez cum stăm la Neamț și mi-a spus că nu avem vaccinuri pentru copii din luna februarie în județul Neamț și că din câte are dumneavoastră cunoștință, deci în, la propriul cabinet, în propria circumscripție, avea 100 de copii neimunizați, că nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu dea un telefon la maternitate să vadă dacă au venit aceste vaccinuri. Era foarte îngrijorată de ceea ce înseamnă rubeola, de TBC, rujeola, de TBC, deși Neamțul a cam fost ocolit, avem numai vreo două cazuri de rujeola, dar spunea cu celelalte BCC-uri și celelalte sunt mai și zilnic sună și cei de la Direcția Sanitară, doamna doctor Pipirigeanu ridică din numer. Asta e situația, nu mai avem criza de la Cantacuzino. Păi...
interesele acestor firme iar de aduce din import? Pentru că cine a îngropat Cantacuzino a făcut-o cu bună știință, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ca și Hexifarma, ca și... Ei, Hexifarma, acolo e o discuție altfel. Dar ideea cu Cantacuzino e copie fidelă după alte business-uri care au picat din interese ale unor mari corporații. Așteptăm, oricum, nu știu pe câți părinții mai interesează vaccinatul, pentru că, din păcate, văd că trendul acesta antivaccin este tot mai puternic. Deși aici specialiștii susțin că e o mare prostie. Deci epidemia de răujeolă cu toate cifrele comparative 2016-2015 este cel mai elocvent exemplu. De ce înseamnă să nu-ți vaccinezi copilul? Și cum poate un copil nevaccinat, care are o imunitate mai puternică, să afecteze alt copil nevinovat. Pentru că toți cei trei copii decedați sunt copii care nu ajunseseră la vârsta la care să poată fi imunizați prin vaccin. Ei au luat această boală de la copii mai mari care făcuseră rujeolă. Dacă acei copii mai mari poate fi fost imunizați, nu s-ar fi îmbolnăvit și, prin urmare, nici cei trei copii n-ar fi decedat. Concursul pentru directori de școli, un alt subiect, o altă castană fierbinte în mâna guvernului. Dar de ce e o castană fierbinte? Guvernul a făcut cea mai bună chestie. A făcut cea mai bună chestie, dar a făcut-o târziu. Eu ți-o spun aici ca și cadru didactic. A venit la ora aceasta cu organizarea acestor concursuri în pripă. Nu zic că este extraordinar de politizarea aceasta, e cam în pripă. Pentru să-ți explic de ce. Deci, dacă actualul director nu se înscrie la concurs, când are timp să se pregătească, sau dacă nu ia concursul... 8 ani să se pregătească, 8 ani de zile s-au făcut manumiri. S-au vorbit până acum, s-au făcut manumiri și pe criterii politice, să fie clar. 8 ani de zile... Să trăiască domnul Stan. Să știți că sistemul ăla tip grill, adică chiar nu e foarte complicat. Dacă ești bun pe domeniu, e ca și cum acum cineva ne-ar lua și ne-ar întreba care sunt principiile în jurnalist și cum ai trebuie să faci o știre și cum trebuie să faci nu știu ce. Domnul Leureanu lăuda asta și spunea că odată cu acest concurs vor ajunge acolo specialiști în management școlar, pentru că sunt niște criterii, dar mi-e teamă de faptul că vor exista școli în care nu se va prezenta nimeni, mai ales în mediul rural, și ai văzut, conform regulamentului și metodologiei, dacă directorul respectiv nu se prezintă, el nu mai rămâne pe post. Se duce inspectorul școlar, un inspector școlar general, se duce în fața Consiliului Profesoral, sunt propuși trei de către Consiliul Profesoral și din ăla iar este denumit și ajungem tot acolo, tot la asta, până la organizarea viitorului concurs, care nu să știi cine îl mai organizează, că din toamnă vom avea guvern politic și la noi nu o singură dată te-ai întors la ce a fost rău înainte. Bine, dar faptul că, nu știu de ce a spus neapărat de mediul rural, să știți că în mediul rural sunt manageri în învățământ foarte bine pregătiți. Ba chiar, și știu. Ba chiar eu aș lua niște directori din mediul rural să-i duc pe la niște școli din oraș, pe acolo pe unde se cer mereu bani pentru tot felul de materiale și dotări, pentru că în mediul rural nu prea se cer. Adică dacă nu prea se cer că părinții s-au mărit și nu și credeți-mă că arată bine școlile. Știu că arată... Bine, aici e meritul primarilor. Hai să fie lăsați primarii, că oriunde poate fi meritul primarului dacă știi să pui problema tu ca director de instituție. Deci, din potrivă, aș spune că sunt manageri foarte buni în mediul rural și poate n-ar fi rău să vedem un director de școală din mediul rural care să intre pe baza acestui concurs ca director la o unitate de învățământ din mediul urban și să facă treabă ceva mai bună. Bun, pentru că atenție, s-au săturat părinții din oraș să li se ceară bani. Nu, dar aici nu se poate, că trebuie să fie titular al școlii respective ca să poată înscrie la concurs. Bun, nu se poate. Deci, înseamnă se că poate. Ideea mea este utopică, dar utopică. Aș putea să mă gândesc ce ar fi dacă s-ar întâmpla așa. Pentru că sunt tot mai mulți părinți care îmi spun că prima dată, la prima ședință, începe să li se ceară bani. De aspirator, de calculator, de tablă, de bănci, de uși, de ferestre. De perdeluțe, dar acum nu mai sunt admise perdeluțele astea, de jaluzele și așa mai departe. La țară nu prea se întâmplă asta și clasele arată foarte bine. Și apropo cu chestia de after school, discutam cu cineva din învățământ, cred că pot să-i spun și numele, cu doamna Tăbăcaru, și spunea cu chestia asta, iar era
pentru decizia pe care a luat-o guvernul apropo de after school, nu? Asta că iar o sursă de bani în care își cadre didactice și guvernul nu a luat nicio decizie, doamna Flora, pentru că eu am vorbit la Ministerul Educației apropo de cât de închis e acest guvern, care nu se poate ajunge, ba se poate ajunge. Am vorbit la Ministerul Educației și am întrebat ce ați schimbat, ce s-a întâmplat de nu se mai poate cum s-a putut anul trecut. Și ce, doamna, nu ne-a schimbat nimic. Ordinul care reglementează programul școală după școală e valabil din 2011. Tot de atunci există și norme de aplicare și tot, da? Făcut beton, ca să vorbesc colocvial, și bine pus la punct din toate punctele, indiferent cum ai privi lucrurile, inclusiv de posibilitatea ca părinții să cotizeze financiar, respectând norme legale în vigoare, evident. Adică să ajungă bănuții aceia care nu ajungeau impozitul respectiv, să ajungă la bugetul stat. Că de fapt asta a fost intenția guvernului. Dar în momentul în care vine curtea de conturi și spune că tu nu ești în regulă, da, atunci tu trebuie să faci toate modificările necesare pentru ca să te pui pe linie de plutire și să intre în legalitate, nu? Nu e normal? Dacă vine o entitate de control și spune, vezi că ai o problemă acolo, și dacă ești în mediul privat, a doua zi te dai peste cap să rezolvi problema. Că știi că te așteaptă o amendă. Așa, plus mai era problema că devenise o mică afacere tot a conducerilor de școli, ce a legat de încheierea acelor convenții de furnizare a hranei pentru acelor... Ca părinte, da. Ca părinte, susțin învățământul românesc prin plată de taxe și impozite, odată. Ca părinte, care are program de dimineață până seara, nu știu, la 4, 5, 6, când Dumnezeu termină serviciu, sunt dispus să susțin învățământul românesc prin achitarea suplimentară, lunară, a unor sume de bani, pentru că eu vreau să-mi știu copilul în siguranță și educat, pentru că acolo, pe lângă faptul că era hrănit, în siguranță, hrănit și... el mânca la prânz și își făcea temele, da? Deși erau unele școli în care odihna acestor copii se producea într-o sală de sport pe niște saltele. Da, să știți că nu e nicio problemă. Dacă saltele alea nu sunt pline de praf și scurate, chiar nu e nicio problemă că stai în sala de sport întins pe o saltea. Nu văd unde ar fi problema. Ideea este că eu, ca părinte, dacă sunt dispus să plătesc suplimentar pentru ca al meu copil să stea 4 ore mâncat, hrănit și cu temele făcute, și când vine acasă, doar să mai putem să ne jucăm împreună sau să gătim împreună sau orice altceva, mie, statul, trebuie să-mi ofere un cadru legal pentru că el trebuie să mă ajute pe mine, nu? Statul nu trebuie să mă ajute să pot să merg la serviciu? Bulină albă sau neagră primarului Leoreanu pentru decizia de a acorda facilități școlilor care organizează after school-ul, dar în sensul că le asigură spațiu gratuit. Aia e o găselniță, nu știu dacă e o găselniță, dar, mă rog, e un artificiu juridic. Vedem dacă nu va fi contestat acest artificiu juridic, am zis că sunt unii care nu sunt prea mulțumiți de hotărâre de Consiliu adoptat. Da, de ce să nu fie mulțumit? Că nu sunt mulțumiți, că spun ei că nu e legal. De ce nu este legal ca administrația publică locală, care e proprietarul spațiilor, să le pună la dispoziție pentru binele nostru al părinților, bunicilor? Eu vă spun că sunt lucruri care nu mulțumesc pe toată lumea și atunci e posibil să apară discuții, dar sunt curioasă dacă vor rămâne doar la nivel de discuții sau se vor face și alți pași. Dar eu, ca părinte, și eu i-am spus asta inclusiv domnului Stan și cu toți, și cu director, socru mic sau socru mare, ce când îți însori băiatul? Socru mare, socru, da? Mare. Socru mare, să-i trăiască băiatul. Bine, e viața personală, să fie fericiți. Eu am spus-o tuturor celor care sunt implicați, adică și cu director de școală, am vorbit și cu domnul Stan și cu Laurențiu Loreanu și le-am spus fiecăruia probabil la un moment dat. Pe mine, ca părinte, nu mă interesează ce faceți voi. Eu sunt dispus să plătesc. Îmi dați o chitanță și la revedere. Poți dispune, tu ai, dispui, dar sunt și părinți care nu dispun. Asta e problema. Sunt părinți care nu dispun, dar acum problema care arde este a părinților care de-a lungul timpului au plătit acest after school, iar acum trebuie să facă pe babysitter pentru că nu au cu cine să-și lase copiii. Mie mi-a spus un părinte revoltat: eu acum 3 ore din zi sunt sunt babysitter. Asta înseamnă că eu 3 ore din zi nu mai muncesc pentru business-ul meu.
Asta înseamnă niște pierderi, care sunt mult mai mari decât ceea ce plăteam eu pe lună. Și eu sunt nemulțumit de faptul că niște instituții, nu știm care și cum, pentru că e o nebuloasă, oricum, cu tot. Eu nu sunt foarte lămurită cu... Cine a interzis aceste after school-uri? Pentru că tot ministerul spune minister. Clar, știți? Ministerul spune că el a vrut să aducă la suprafață ceea ce se întâmplă în economia gri, adică să aducă, să fiscalizeze. Da, da, și există un document. Nu-l interesează. Eu am cerut, domnule, dați și mie un document, o hârtie, o dispoziție, o notificare, o ceva. Ne face Ciprian semn că mai avem 2 minute. Cam ce crezi că ar trebui să concluzionăm? Cum vezi toamna? Agitată, din ce în ce mai agitată. Eu zic că ar trebui să fim foarte atenți ce capcane vor mai fi prin Parlament, pentru că vor mai fi. Și se găsesc tot felul de găselnițe care să dea bine la imagine, dar care nu rezolvă problemele. Și eu cred că ar trebui noi, ca și angajatori ai acestor parlamentari, să fim foarte atenți pe cine angajăm pe 11 decembrie. Să nu angajăm vreun dorel care să ne dea după aia foc la afacere. Și apropo de asta, în ultimul minut pe care ți-l rezerv, te rog să-mi spui că te-ai întors, să nu zicem relativ recent, dar te-ai întors de la Bruxelles. Cum vezi tu lucrurile acum, după ce ai făcut acea vizită în Parlamentul European? Păi stagiul pe care l-am făcut n-a fost doar la Parlamentul European, a fost la toate instituțiile europene, am fost acolo în perioada în care a fost Brexit-ul, în perioada în care s-a întâlnit, a fost summit-ul de vară la Consiliul European. A fost o experiență în care nu pot să vorbesc cu un minut, într-un minut n-am ce să spun, pentru că a fost o experiență de multe zile și uneori chiar și noaptea am stat, mai ales în perioada Brexit-ului. Dar... uneori ar trebui să... Eu consider că ar trebui un pic să ne dăm așa în spate, să privim un tablou întreg și să ne dăm seama de mizele care sunt. Așa și că mai, cât mai avem până să ajungem și noi acolo, că mai avem mulți pași de făcut. Nu sunt chiar atât de mulți pași de făcut dacă știm să stăm drept, ca orice om, coloană vertebrală și cu demnitate, și dacă ne ducem să ne cerem drepturile cu demnitate, nu cu căciula în mână, cum s-a mai practicat. Teo, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și sper să mai răspund și altă dată invitației mele și eventual și eu să vin la o emisiune cum ne făcusem obicei într-o vreme să facem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Weekend liniștit!